Maioricul de au spionat armata român/analiz. Dumitru Iliescu, foste foaie serviciului de protecție IPAZ, lansează cu subiectiv ridicat o acuză ucitoare la adresa tandemului Maior Coldea. Cei doi au decis iau IRUIT în acest sens monitorizarea complexă a ofierilor cu cele mai înalte funcții în armat. Începând cu eful statului major general, continuând cu efii statelor majore ale categoriilor de fore armate. În ce scop au făcut asta? Cum au procedat? Ce s-a întâmplat cu informațiile obținute? De unde până unde SRI a dobândit o asemenea putere, încât să în armata română la respect? Cine i-a asigurat spatele? Sunt toate acestea doar câteva dintre numeroasele întrebări pe care, în mod obligatoriu, societatea românească trebuie să îi le pună în momentul în care află asemenea grozvie. De la bun început, pentru a înțelege ineditul, amploarea și periculozitatea acestei operai, fa de care toate celelalte pelesc, e bine să avem în vedere faptul că armata română are mecanisme proprii de monitorizare a ofierilor săi, la fel cum a dezvoltat i cuvenitele mecanisme de spionaj militar. I asta nu este întâmplător. Este inadmisibil ca alte instituții, interne sau externe, să identifice vulnerabilitățile pe care le-ar putea avea unii ofieri ai armatei române. Pentru ce automat le-ar putea exploata? Într-un asemenea scenariu, armata noastră ar fi în genunchi. Diferent de nivelul de dotare și de instruire. Ea a fost mereu. Pentru ce a este logic să fie? Într-o bun ziuns, tandemul George Maior Florian Coldea, ceruia i s-a urcat la capuria afor de care dispunea instituția pe care el pretinde ce o conducea cu onoare, a luat dramatica decizie de a monitoriza nu numai toate celelalte instituții ale statului român, ci și armata. O decizie de-a dreptul criminal. Pentru a pune la punct un asemenea mecanism de supraveghere în masă în mod complex a tuturor ofierilor cu funcții înalte, efortul logistic și financiar a fost uria. Este limpede ce printre miile de mandate de interceptare pe siguran național, există un număr semnificativ dedicat ofierilor armatei române. Asta dacă nu care cumva, în acest scenariu, SRI a interceptat brutal, fără niciun mandat. Ceea ce nu prea cred. Aceste mandate trebuiau semnate de cineva. De un judecător responsabil. Pe ele trebuia să scrie un motiv. I motivul nu putea fi altul decât ce toi ofierii superiori a armatei române constituie un pericol grav în raport cu sigurana națională a statului pe care au jurat să le apere. Cineva extrem de puternic trebuia să le ordone judectorilor să îi pun semtura pe aceste mandate,
pentru ce altfel nimeni nu ar fi acceptat așa ceva. Ori mai ori Coldea i-au avut la degetul mic pe acetii judectori semnatari de mandate de siguran național, ori altcineva i mai puternic a pus la cale această operaie. Ne putem apoi imagina cum zeci de mii de ore de interceptare audio și de supraveghere video au trecut prin filtrul unui număr semnificativ de lucrători SRI, peletii la greu din bani publici. Cum acetia au văzut, i-au auzit lucruri informai care constituie secrete ale armatei române, legate de întreg sistemul de apărare și de cooperare cu aliai notri. Cum nu există oameni perfecti, Serviciul Român de Informai a putut întocmi un amplu tablou al tuturor vulnerabilitilor ofierilor și ofiereselor noastre. Inclusiv un tablou al vieții personale, intime acestora. Cui au folosit aceste informații? Ce poate răspunde instituția condus astăzi de Eduard Hellevig, la o întrebare simplă? Se regăsesc în vreun fel toate aceste informații strânse despre ofierii armatei române în dosare de contraspionaj sau contraterorism, care, în cele din urmă, au fost anchetate și judecate? Dacă răspunsul este cumva negativ, dacă nu avem mii sau măcar sute de condamnări pentru spionaj sau terorism în rândul ofierilor armatei române, atunci asta înseamnă că SRI a monitorizat într-un alt scop. Ce altceva ar fi putut face SRI cu informațiile obținute? Generalul Dumitru Iliescu vorbește în acest caz pe pagina sa de Facebook despre teredare de ar. Despre înaltă teredare. De care s-ar face vinovai George Maior și Florian Coldea. Înseamnă, nici mai mult nici mai puțin, ce toate aceste informații, rezultate din monitorizarea în masa ofierilor armatei române, au ajuns pe mâna unei puteri setereine. Ce această putere este aliată a României sau nu, are mai puțin important. Actul de teredare există într-o situație în cealaltă. Nu-mi iese din cap, urmărind de ani de zile achizițiile pe care le face armata română, faptul ce ofierii superiori extrem de bine pregătiți în domeniile lor de activitate au acceptat fără să clipească ca resursele ia apuine de care dispune otirea noastră să fie utilizate de multe ori într-un mod cel puțin imbecil. Cum se cumperi avioane F-16 de la portughezi, care s-au seturat până peste cap de ele, după ce în prealabil aeronavele zecuse ani de zile în cimitirul de avioane din deertul Nevada, în loc să achiziționeze aeronave multirol direct de pe liniile de asamblare, știut fiind faptul ce numai astfel statul român ar putea beneficia de procedura offset, adică de întoarcerea banilor sub formă de investiții în industria de apărare aerii? Cum se achiziționează o flotilă de drone de mâna a doua sub aspect tehnologic, pe care să nu le utilizezi tu, armat român, ci să le pui la dispoziția unei alte armate, care le folosește în eforturile comune, în condiile în care totui noi suport mei costurile imentenana? Cum se cumperi rachete Patriot, o tehnologie de acum 35 de ani, de paichi cu toate upgrade-urile făcute între timp, și care sunt cu 30 mai scumpe decât bateriile nou-noue de rachete de interceptare de ultim generație? În paranteză fie spus,
Zilele trecute presa americană a relatat pe larg despre dezastrul înregistrat de armata saudită, care nu numai ce nu s-a putut apra cu aceste rachete Patriot, dar a și suferit întrucât, în mod ciudat, unele proiectile. S-au întors acasă, lovind propriile obiective. Iar lista aceasta ameitoare de eecuri parc deliberate în politica de achiziții poate continua. De aceea, nu pot să nu mă gândesc dacă nu care cumva ofierii armatei române, pe categorii de arme astfel achiziționate, nu au fost redui la tăcere tocmai în baza vulnerabilitilor identificate de SRI la ordinul tandemului Maior Coldea. 2. Claudiu Manda are treabă până peste cap la Comisia de Supraveghere a Activității SRI, care se transformă, vrând nevrând, într-o comisie de speciality în arheologie. După ce a fost el însui monitorizat în mod sistematic și complex, sub pretextul monitorizării doamnei Olga Vasilescu, iată, Manda trebuie să scoat din dulapul cu scheletei aceste uluitoare probe vizând o operațiune de îngenunchiere a armatei române. De ce trei exponenii statului vertical? Un articol de Sorin Roca Setenescu, jurnalist.